Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou clip, că nu ne-am auzit de foarte multă vreme și bineînțeles la primul videoclip din acest an, din 2022. Ne bucurăm și noi de prima ninsoare din acest an. Subliniez prima ninsoare pentru că zăpada încă nu s-a așezat destul, încă este destul de cald afară și zăpada se topește. Sincer, nici astăzi nu am vrut să filmez nimic, dar având în vedere că nu am mai postat de... Am zis să filmăm azi orice ar fi, indiferent ce ne va ieși. Ca întotdeauna, după cum orice mai vrea să iasă afară, dar o să iasă după ce vom filma acest clip. Ce o să facem în clipul de astăzi? Haideți să vă arăt. Ne vom desfășura astăzi în mai mult în această parte a curții, pentru că este cu mai multă iarbă și cu mai puțin roi, deci cam aici vom filma astăzi, dar haideți să vă arăt ce facem astăzi. Avem acest recipient cu carne tocată, sub formă de biluțe sau diferite forme, pe care îl voi împrăștia prin curte, prin iarbă, iar eu... O voi lăsa pe Maia să le găsească și să le mănânce. Să vedem cam în cât timp îi va lua să le găsească pe toate. Bineînțeles, Maia nu va vedea când voi împrăștia această carne prin curte. Va fi închisă în casă, bineînțeles, nu va avea acces la curte ca să vadă ceea ce fac. Iar după aceea vă adun afară și să vedem ce va ieși. Bun, haideți să luăm. Acum încep să-l arunc prin curte, la întâmplare. Și să vedem ce o să iasă. O să-l arunc cam pe toată suprafața asta pe aici și să vedem ce se va întâmpla. Vedem dacă Maia le va găsi. Bine, le va găsi că sunt la vedere, dar rămâne de văzut. Pe aici, pe acolo. Și am reușit să le împrăști peste tot, toate bucățele de carne. Bine, nu știu dacă se văd de bine pe cameră. Sunt cam prin toată curtea. Iar acum o să dau drumul la Maia să văd dacă le va găsi. Am scos-o pe Maia din casă, hai să-i dăm drumul. Hai, du-te! După miros. Hai să vedem. Îmi place să fac acest exercițiu pentru că îi pune puțin minte la contribuție și, bineînțeles, o plimbă de colo-colo. Hai să vedem dacă mai găsește. Mai ai, hai, du-te, mai caută. Vezi tu pe unde, hai. Adulmecă. Sincer, chiar îmi place ce iese. E un exercițiu foarte drăguț. Bucată cu bucată. Uitați-vă la bucata aia dacă vedeți care e în fața ei și nu vede. Opa, a găsit-o. Și încă una. Bravo, Maia! Hai că mai ai! Deci uite aici în fața ei și nu a observat. Hai să vedem dacă le găsește pasă de aici. Hai
Deci pe asta de aici încă nu le-a găsit. În sfârșit. Mai ai una chiar în spatele tău. Da. Bingo. Parcă mă înțelege. Hai să vedem pe unde mai avem. Uite și acolo. Bravo. Ia uite și aici câteva bucățele. Uite, ai și aici o bucată. Hai, să o luăm o dată, că văd că nu o găsești. Uite acolo. Bravo. Ce ți-a luat atâta? Hai, și restul. Unde mai ai? Unde mai ai? După cum vedeți, acest exercițiu antrenează foarte mult mintea și nasul.
În această parte a curții nu am aruncat deloc carne, pentru că toți este noroi, deci s-ar fi murdărit carne și n-ar fi și nimic bine. Le-a cam găsit pe toate, de fapt le-a găsit pe toate. Recomand să faceți și voi acest exercițiu cu câinele vostru, îi antrenează foarte mult mintea și nasul. Iar acum, ca și recompensă, am să-i dau lui Maia o bucată mai mare, să se bucure de ea, dacă mai poate să mănânce, bineînțeles. Dar ea în continuare caută, sperând că mai găsește ceva. Nu, se pare că nu mai are nimic aruncat prin curte. Le-a mâncat pe toate. Ok, o să mă opresc aici, nu mai filmez, nu știu când mă duc să-i mai dau o bucată de carne lui Maia. O voi mai lăsa puțin să mai se plimbe prin curte, crezând că mai are ceva carne, ca să mai pună minte la contribuție. După cum vedeți, uitați, în continuare pleacă înapoi la căutarea recompensei, să zic așa, că până la urmă este considerată recompensă. O să închei clipul aici pentru că este o vreme destul de, nu știu, împotriva noastră, dar am zis că fie ce-o fi, astăzi vom filma pentru că n-am mai postat de foarte multe vreme. Iar de săptămâna viitoare vă promit că o să începem să postăm regulat. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest clip, vă mulțumesc foarte mult pentru susținere și ne vedem în următorul clip.